Nokia a lansat la Mobile World Congress în acest an noua serie telefoane X, care au sistemul Android. Acesta este Nokia XL, cel mai mare telefon din gamă și cu specificațiile cele mai bune. După cum vedeți, am aici Nova Launcher-ul. O să-l instalez. Să vedem cum... Acum avem un Android normal. Avem butonul de meniu. Vedem și setările. E, la setări ajungem la setările normale personalizate de Nokia. This is X. This is the baby. This is 4-inch screen. Telefonul are un singur buton, cel de back sau meniu. Dual core 1 GHz processor. Se reîntoarce la launcher normal. După cum vedeți, telefonul vine cu aplicații preinstalate, aplicații precum Twitter, Skype, aplicații pe jocurile Gameloft, Astro File Manager, Opera, BlackBerry Messenger, WhatsApp și alte store-uri, ca Yandex Store, One Mobile Market și Aptoide. De surprizător, Nokia promovează acest magazin de aplicații piratate. Nu vom găsi pe aceste telefoane frita de aplicații de la Google, cum ar fi Google Maps, Google Hangouts. Și acest lucru mai are o consecință. Orice aplicație care folosește serviciile Google, cum ar fi localizarea din Instagram sau din Foursquare, nu va funcționa corect pe acest telefon până ce producătorii de aplicații nu vor crea o versiune specială care să folosească Nokia Maps. Nokia a creat un store cu câteva aplicații. Toate aplicațiile de aici sunt cele de pe Android, versiunile de pe Android. Nu sunt cele de pe Windows Phone. It's designed to be the cross, so it's taking this side, which is Asha, and it's taking Lumia, and it's in the middle. And it's designed to say, I used to use this one, I'm now used to using this one, and then when I want to buy the next one, I buy Lumia. So I'm used to the tiles. Android. Yeah. And the browser. M-ați auzit și pe fundal, Nokia vrea să educe mai întâi consumatorii să se obișnuiască cu acest sistem, cu tile-urile sistemului, după care pentru funcții premium, cum ar fi camera în seria Lumia, să cupere ulterior telefoane Windows Phone premium a Nokia Lumia 1020. Sincer, mie îmi place foarte mult sistemul Android customizat și mă bucur că Nokia depășit granița sistemelor închise. And then here they are here, and you go one click and you're there. E qua e una replica praticamente del vostro. Să vedem de unde putem să facem și update-urile. Opa! S-a blocat. Come on!